Ziua de 22 februarie este cunoscută ca fiind Ziua Mondială a Cercetășiei sau Ziua Mondială a Mișcării Scout. Mișcarea Scout a luat ființă în anul 1907 în Anglia și s-a răspândit foarte repede în întreaga lume și a devenit o organizație mare, având în total 40 de milioane de membri. Această mișcare organizează în întreaga lume evenimente, campusuri, întâlniri și proiecte speciale destinate să amintească tuturor cercetașilor de promisiunea făcută la început de drum, lăsa această lume un pic mai bună decât au găsit-o. Cercetașii din Satu Mare au sărbătorit duminică Ziua Mondială a Mișcării Scout. O parte dintre membrii Organizației Naționale Cercetașii României au instalat un stand într-un hipermarket, unde sătmărenii au putut admira în fotografiile expuse activitățile cercetașilor de anul trecut. Micii cercetași au cântat, s-au jucat și au împărțit pliante care conțin informații sumare despre organizație, dar și datele de contact pentru cei care doresc să se înscrie sau să afle mai multe detalii.